Am găsit-o pe Georgiana, acolo unde se simte cel mai bine, lângă copiii bolnavi de cancer. Este alături de micuții de la secția de oncopediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Craiova de ani de zile, încercând prin firea ei optimistă și mereu zâmbitoare să aducă culoare și voie bună, acolo unde sunt lacrimi și puține speranțe. Pe zona aceasta pe care suntem noi, respectiv pe oncopediatrie, este într-adevăr greu. Este un consum emoțional extraordinar, este foarte multă suferință, căreia trebuie să îi faci față într-o formă sau alta și mai mult decât atât trebuie să și ajuți, nu numai că trebuie să-și gestionezi tu propriile emoții, sentimente. Încă din copilărie mi-am dorit foarte, foarte mult să fac lucruri pe partea aceasta socială, să ajut în special copiii, vorbesc, dar nu numai copiii. Georgiana este îndrăgită nu numai de copilași internați aici, ci și de părinții lor și medicii care se ocupă de micuți. Mamele sau bunicile ei sunt recunoscătoare că aduce zâmbete pe chipurile copiilor, pentru care spitalul a devenit a doua casă. De multe ori, tratamentele copiilor sunt de lungă durată, iar micuții sunt nevoiți să petreacă luni de zile pe un pat de spital. De aceea, rolul voluntarilor este foarte important. E un om minunat, un om de nota 10. A ajutat foarte mult copiii și i-a sprijinit, i-a încurajat. E un om minunat. Și toți voluntarii sunt minunați. Ne-a ajutat foarte mult. Încă din perioada rezidențiatului, eu știu pe Georgiana, mereu ne susține cu absolut tot ceea ce avem nevoie, își duce copiii în vacanțe, încearcă să îi scoată puțin din mediul acesta spitalicesc, are tot timpul activități cu ei. Ne jucăm, dansăm, ascultăm muzică, colorăm, diverse activități, de la cel mai simple până la ieșire în natură. Au fost situații când timpul ne-a permis și starea de sănătate a copiilor și, în general, prefer genul acesta de activități în natură, pentru că ei comunică altfel și cu natura, comunică altfel și între ei. Pentru starea lor de sănătate este un lucru extraordinar de benefic și de câte ori am avut ocazia, am ieșit în natură, am făcut excursii, pelerinaje. De-a lungul anilor aici s-au legat prietenii. Șefa secției de oncopediatrie, doamna profesor Polixenia Stancu, un exemplu de modestie și profesionalism, care de zeci de ani își dedică viața ajutorării micuților bolnavi de cancer, este mereu aproape de Georgiana, cu sfaturi și o vorbă blândă. Georgiana deja colaborează cu noi de câțiva ani buni. E dedicată copiilor. Copiii o iubesc. O așteaptă să vină, mă întreabă când vine și pe unii i-a dus de la vârsta la care au fost diagnosticați, de la 2 ani și până acum au ajuns în copii de școală și s-au legat mult de ei. A venit aici și le sărba ziua, ea nu știu de unde, lua data nașterii copiilor, știa, venea cu 2 torturi, a venit odată să le serveze ziua de naștere. Și copiii o iubesc și mamele o așteaptă și e un moment de relaxare pentru ei. Am mers împreună în excursii, pelerinaje cu copiii. Cât de important e pentru copii să aibă alături pe cineva care nu le vorbește despre boală, ci îi învață să zâmbească? E foarte important. E cunoscută, de fapt, terapia prin joacă, rolul ei benefic. Copiii sunt chinuiți aici, au perfuzii, au puncții tot timpul. Veselia molipsitoare și încrederea că ceea ce face schimbă lucrurile în bine îi dau putere Georgianei să meargă mai departe, pentru că este important să faci fapte bune. Asta te definește ca om. Este o energie cu care mă încarc, este ceva ce dau și primesc înzecit la rândul meu, cel puțin asta am simțit pe toată perioada. Nu este o oboseală, este cu totul altceva, nu cred că are o explicație logică. Practic, cred că ține mai mult de partea spirituală a lucrurilor. Acum ești și tu mămică. S-au schimbat prioritățile? Da, acum sunt și eu mămică și mă bucur nespus și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, pentru că nu a fost chiar ușor nici pentru mine să ajung la stadiul de mămică.
Prioritățile mele sunt setate foarte clar. Există două priorități, copilul și copiii. Merg înainte cu proiectele și nu pot să renunț la ceva ce face parte din sufletul meu. Undeva este foarte clar, am doi copii. Este vorba de copilul meu și asociația care este tot copilul meu, iar această asociație trebuie să facă lucruri pentru alți copii. În acest moment, la secția de oncopediatrie sunt internați 15 copii. Cel mai mic are aproape 3 luni.